Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Societatea Astronomică Română de Meteor la o nouă ediție a emisiunii Noi și Cerul în Luna Mondială a Astronomiei. Din păcate, începem ediția de astăzi a emisiunii cu un moment tragic, putem să spunem. A încetat din viață Mircea Lițe, un remarcabil om de astronomie și de popularizare a astronomiei și educației prin astronomie. S-a întâmplat acum două zile acest eveniment tragic și vreau să aduc în fața dumneavoastră memoria celui ce a fost Mircea Lițe, muzeograf în cadrul complexului astronomic Baia Mare, la planetariu din Baia Mare. Mircea Lițe, un remarcabil, spuneam, promotor al astronomiei, al educației prin astronomie, al culturii astronomice, care a adus o revoluție chiar în ceea ce privește modul de abordare a cerului, inclusiv pentru persoanele nevăzătoare. Iată, am avut ocazia să lucrez cu Mircea Lițe, a venit și într-o vizită la Târgoviște în 2014, un foarte bun promotor al proiectelor inedite, spuneam, de promovare a astronomiei. O să vă prezint puțin din ceea ce a însemnat acest om, pentru că este o pierdere pentru comunitatea astronomică din România. Planetarul din Baia Mare, complexul astronomic din Baia Mare, planetarul și observatorul, a anunțat ieri dispariția prematură dintre noi al uneia dintre cei mai inimoși oameni pe care a avut vreodată instituția noastră, colegul nostru Mircea Lițe, educator cultural, autor conceptual și manager al proiectelor culturale ale complexului astronomic Baia Mare și al unor idei avansate de muzeologie modernă, un om extraordinar cu verticalitate, demnitate și claritate a viziunii, cum rar întâlnim între oameni. Cu un entuziasm neobosit, cu o memorie uluitoare ce putea concretiza oricând o glumă pentru orice situație intervenită, cu o seriozitate și un profesionalism fără cusur, adesea presărat cu sacrificarea timpului personal pentru interesele superioare ale instituției, Mircea a fost un spirit activ ce a făcut mereu diferența și care s-a implicat activ în toate activitățile instituției noastre. Mircea Lițe a absolvit în 1981 Liceul de Matematică Fizică numărul 1 din Cluj-Napoca, iar în 1985 absolvent al Institutului de Marină Mircea cel Bătrân, în calitatea sa de ofițer de cart Punte Maritim. Mircea, numai 3 ani ca angajat al Navrom Constanța, a călătorit în toată lumea, având ca responsabilități guvernarea navei pe durata cartului și asistarea operațiunilor de încărcare-descărcare în porturi. După acest periplu pe mări, între 1989 și 1991 a fost supraveghetor al stației meteo de la Mina Șuior din Baia Spria, apoi o scurtă perioadă de timp deci a fost director al agenției de turism, unei agenții de turism din Baia Mare, apoi coordonator puncte de sondaj și înscriere pentru Baia Mare, respectiv participant activ la lansarea pe piața unui post de televiziune prin cablu, iar între 1992-1994 Mircea Lițe a fost director comercial la prime televiziuni private din România, Cinemar Broadcasting Network. Apoi a urmat ca administrator și director și la diverse firme, după care în august 2010 și până în 2012 s-a alăturat Muzeului de Mineralogie Baia Mare, secția Planetariu, colaborator, fiind angajat ca și muzeograf educator cultural, în 2012 la Planetariu, punând puternic amprenta personală asupra activității instituției în toate domeniile, valorificând minunată experiență dinamică, profesională și de viață pe care a acumulat-o. Mircea Lițe a fost o minte ascuțită, ce a găsit în multe cazuri soluție pentru probleme ce păreau complicate și care cu eleganță desăvârșită, ca un adevărat capitan, pe vasul său ce înfruntă valurile și furtunile și a pus puternic amprenta personală asupra activității acestei instituții, Complexul Astronomic din Baia Mare, în special în domeniul scrierilor și managementul proiectelor, ce a făcut ca acest complex să ajungă un campion la astfel de proiecte. Spunem aici cel mai modern planetariu public din România, prima expoziție digitală multimedia din România, prima expoziție tactilă de astronomie pentru nevăzători și vedeți aici, iată, această planșetă și primul planetariu pentru nevăzători din lume, se pare. Ați văzut mai devreme un exemplar din acel planetariu pe care l-am fotografiat la Bârlad, unde a fost expus și care sperăm să ajungă și la Târgoviște. Iată, idei novatoare, extraordinare, o minte ce te surprindea prin viziunea aceasta de abordare a culturii cosmice, reușind, gândindu-se, iată, să facă și
accesibil celor și celor fără vedere, prin aceste constelații tactile, prin planetariu pentru nevăzători. Chiar George Danuza a lucrat cu el și spunea că a adus cerul strămoșilor noștri mai aproape de publicul larg, chiar și de persoane nevăzătoare, prin demersul său inovativ de a pune la punct un planetar tactil pentru cei cu deficiențe de vedere. A pus constelații românești tradiționale în centrul unei expoziții digitale itinerante în toată țara, inclusiv internațional, prin programul Stellarium. Știți foarte bine acest program de proiecție de planetariu, foarte cunoscut și folosit de poate de milioane de oameni în toată lumea. Acest program de planetariu cuprinde și secțiunea secțiunea din acest program Stellarium numit Cerul la alte popoare, cuprinde și o secțiune a constelațiilor românești tradiționale. Deci sunt prezente chiar pe acest program internațional Stellarium. A plecat prea devreme dintre noi, putem să spunem acest lucru. Era un spirit creativ extraordinar, avea multe să mai ofere oamenilor în ceea ce privește accesul la bolta cerului, această cultură cosmică extraordinară, și îi datorăm și realizarea acestui proiect al constelațiilor românești tradiționale. Poate vom vorbi mai pe larg despre, l-am abordat și în edițiile trecute, dar probabil că să-l mai abordăm, unde constelațiile românești tradiționale, chiar în această expoziție multimedia, fiecare constelație se prezinte, are o descriere de circa 30 de secunde, un minut, cu legenda constelației respective, cu percepția săranului român despre aceste constelații, bineînțeles un bun al culturii noastre, pe care îl datorăm lui Mircea Lițe. Iată, în vârstă de 55 de ani, născut în 1963, plecat dintre noi acum două zile. Ce putem să-i spunem decât rămas bun, prieten drag, drum bun printre stele. Păstrăm un moment pentru acest om extraordinar, Mircea Lițe, care acum, iată, poate ne privește de sus. Rămas bun. Da, vom continua ediția de astăzi a emisiunii, după pauza de publicitate, cu câteva repere ale zilei de astăzi, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Astronomiei, Astronomy Day. Ne aflăm în Luna Mondială a Astronomiei și astăzi se organizează evenimente în toată țara. Comunitățile de astronomi, instituțiile astronomice și astronomii amatori organizează evenimente pentru publicul larg. La redacție am primit diverse informații despre activitățile care se organizează în țară. O să vi le prezentăm ca informații pentru ca dumneavoastră să știți unde puteți să mergeți astăzi. Bineînțeles că există și alte locuri pe care nu le vom prezenta aici, alte locuri de care nu știm sau care nu, de la care nu avem informații, dar veți afla unde puteți să mergeți astăzi pentru a lua contact direct, nemijlocit, cu bolta cerului, cu ajutorul astronomilor, entuziaștilor, iubitori ai cerului, care astăzi scot telescoapele în stradă și vă invită să priviți cerul. Ne revedem după publicitate cu aceste informații. Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct în studioul Columna TV. Iată, astăzi este Ziua Astronomiei. Prilej de a ura la mulți ani tuturor iubitorilor cerului și celor care folosesc ocazia de a privi cerul și în această zi. Este o zi specială. Poate nu vă gândeați că există o zi internațională a astronomiei. Ne aflăm și în Luna Mondială a Astronomiei, când de asemenea, în cadrul programului global, programului care se aplică în toată lumea, pentru că Luna Mondială a Astronomiei se aniversează pe tot globul pământesc, în cadrul Lunii Mondiale a Astronomiei avem și un Global Star Party. I-am spus noi într-o traducere aproximativă, o sărbătoare internațională, o sărbătoare mondială a stelelor sau o petrecere mondială a stelelor. Și a coincis astăzi, anul acesta, iată, Global Star Party coincide cu Astronomy Day. Luna Mondială a Astronomiei s-a aniversat pentru prima dată în anul 2010, când la inițiativa Organizației Mondiale Astronom Fără Frontiere, pentru a nu pierde moștenirea culturală deosebită lăsată de Anul Internațional al Astronomiei 2009, această organizație a avut inițiativa de a continua, spuneam, această moștenire deosebită, și stafful acestei organizații mondiale, în care am fost cooptat și eu ca în calitate de coordonator național pentru România acestei organizații mondiale, ne-am gândit
și am hotărât să înființăm, să stabilim Luna Mondială a Astronomiei, luna aprilie în fiecare an. Și astfel s-au pus bazele unui proiect amplu, foarte, foarte mare, prin care se aduce astronomia mai aproape de oameni, sub deviza O lume, un cer. Iată, astronomia, un bun cultural al umanității, are un impact deosebit, nu doar din punct de vedere educațional, cultural, dar și din punct de vedere al relațiilor între oameni. Pentru că astronomia este un limbaj universal, indiferent de granițele artificiale pe care le stabilesc oamenii, din punct de vedere social, din punct de vedere geografic și așa mai departe, astronomia ne leagă și poate fi un liant, un aducător de pace, să zicem, între oameni. Și astfel s-a gândit acest program Luna Mondială a Astronomiei, care în fiecare an cuprinde niște activități tipic specifice Lunii Mondiale a Astronomiei. Sunt circa 20 ceva de activități specifice, plus alte activități ale inițiativelor locale din țările în care se organizează. Și iată, suntem bucuroși să aniversăm și în România Luna Mondială a Astronomiei cu mai multe activități. Astăzi avem Global Star Party, petrecerea sau sărbătoarea mondială a stelelor. Și coincidența, anul acesta, tot pe 21 aprilie, avem și luna și Ziua Internațională a Astronomiei, Astronomy Day. Astronomy Day este o inițiativă care a apărut prima dată în 1973 în California. Inițiatorul, președintele unui club de astronomie, nu intrăm în detalii, dar ca să cunoașteți, a inițiat acest demers prin care a înlocuit efortul de a aduce oamenii în observatoare astronomice pentru a privi cerul cu inițiativa ca astronomii și astronomii amatori, astronomii profesioniști, dar în special astronomii amatori, să vină cu telescoapele în jurul, în mijlocul oamenilor, în locuri publice. Și astfel a apărut Astronomy Day. S-a aniversat doar în Statele Unite, dar de ceva timp, de câțiva ani de zile, iată, a depășit granițele Statelor Unite. Noi am aniversat în premieră în România, în urmă cu vreo 7-8 ani, o acțiune publică de Ziua Astronomiei, de Astronomy Day. A luat amploare și la noi și în multe țări din Europa, deși nu este recunoscut oficial de Uniunea Astronomică Internațională, totuși publicul nu ține cont și astronomia amatoare nu ține cont anumite reguli prea rigide, ci a luat inițiativa și aniversează Ziua Internațională a Astronomiei prin diverse activități publice. Așa că astăzi se iese cu telescoapele. O să vă prezentăm așa pe scurt cam ce am primit noi la redacție din inițiativele care au loc în țară. O să începem cu Bucureștiul. Observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu, cu ocazia Zilei Astronomiei, așteaptă toți pasionații de astronomie la deschiderea expoziției temporare dedicată satelitului nostru natural, Luna, și fac o paranteză aici, Fly to the Moon, asta este deviza anul acesta a Lunii Mondiale a Astronomiei, iată, se potrivește. Expoziția este compusă din panouri de mari dimensiuni cu imagini reale luate de un satelit artificial care orbitează în prezent Luna. Veți putea observa în detaliu suprafața și formele de relief, dar și imagini luate sub un unghi de tip navă spațială. Aceste imagini au fost trimise de observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu acum la amenajarea expoziției. Astăzi, de la ora 20, vom observa Luna în faza de prim pătrar la puteri de 300 de ori. Observatorul este deschis până la ora 2 noaptea, după ora 23 fiind vizibilă și planeta Jupiter. Expoziția va fi deschisă între 21 aprilie și 21 iulie 2018, în orele de program de miercuri până duminică. Elisabeta Petrescu ne-a trimis aceste informații. Adrian Șonca, coordonatorul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, de asemenea ne-a furnizat informațiile acestea. Urmează ca în edițiile viitoare, sperăm ca ediția viitoare, să avem imagini de la eveniment din toată țara. Așa, deci, la București vă așteptăm astăzi la vernisajul expoziției și după ora 20 să priviți și prin telescop, special Luna, dar și planeta Jupiter și probabil și alte obiecte cosmice. Iar expoziția rămâne deschisă, spuneam, până în 21 iulie 2018, deci porțile sunt deschise, puteți să o vizitați. Mergem acum la Galați, observatorul astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Științe Naturii Răzvan Ancheluță din Galați, în colaborare cu astroclubul Călin Popovici, organizează în data de 21 aprilie Ziua Astronomiei pe terasa de observații astronomice a instituției, iată și afișul. Rog colegii să-l menținem
până dăm noi toată informația. Începând cu orele 18:30, în sala auditorium a Muzeului Gălățean, va avea loc o conferință dedicată acestui eveniment cu două teme de discuție, bolta cerească și constelațiile și sistemul solar. În intervalul 20:30-24, deci până la miezul nopții, dacă vremea va fi favorabilă, și iată, vestea bună este că vremea este favorabilă în toată țara, se vor face observații astronomice nocturne pe terasa de observații astronomice. Se vor putea observa munții și cratere de pe lună, planetele Venus și Jupiter, roiuri de stele, stele duble și așa mai departe. În același timp, publicul va putea descoperi principalele stele și constelațiile cerului de primăvară. Intrarea este liberă la Ziua Astronomiei, la Complexul Muzeal de Științe Naturii Zăvara Anghiluță Galați, începând cu ora 18:30, ultimul vizitator intrând la ora 23:30. Accesul se face doar pe la poarta dinspre punctul trecere BAC. Deci acestea sunt informațiile primite de la Galați. Puteți să mergeți acolo, este o dotare foarte bună și sigur o să aveți ce vedea. La Bârlad, Muzeul Vasile Pârvan Bârlad și Astrohubul Perseu vă invită, iată, astăzi de la ora 18:30 la Ziua Internațională a Astronomiei. Activitatea se va desfășura la sediul Muzeului din Strada Republicii numărul 235, unde este observatorul astronomic. Între orele 20:30 și 21:30 se vor organiza observații astronomice și în stradă, în zona parcului din centrul orașului, la strada principală. Iată, aceste informații există, bineînțeles, și diverse expuneri pe teme de astronomie. Domnul Berteșteanu de la Astroclubul din București va susține și o conferință, vor fi mai multe activități interesante la Bârlad. La Timișoara mergem acum, iată, în orașul de pe Bega, Societatea Română pentru Astronomie Culturală, împreună cu Iulius Mol Timișoara și Astroclubul Antares Timișoara, organizează astăzi, sâmbătă 21 aprilie, pe terasa Food Court din Iulius Mol, începând cu ora 19:30 și la 21:30, și vor fi prezenți pe terasă cu telescoape astronomice. Publicul va avea ocazia să observe prin telescop luna, stelele duble și roiurile de stele. Sunt entuziaști astronomii și instrumente. Vedeți aici afișul, vedeți programul. Am remarcat cu bucurie faptul că printre partenerii acestui eveniment se numără și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș. Foarte bună inițiativa aceasta și alăturarea lui astfel de demers cultural pentru tineri a Fundației Județene pentru Tineret Timiș. Felicitări și se pare că și acolo va fi senin. La Cluj-Napoca, din nou, Societatea Română pentru Astronomie Culturală desfășoară un eveniment în Iulius Park, pe lângă Iulius Mall Cluj. Iată, afișul între orele 19 și 22. Vor fi instalate telescoapele și se va putea privi cerul, în special luna, spuneam. Planeta Jupiter sare în jur de ora 10 și ceva seara, dar luna este punctul de atracție principal și, bineînțeles, probabil și alte obiecte cosmice, depinde de gradul de poluare luminoasă. Mergem acum la Bacău, Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea Bacău. Vă invită sâmbătă, cu ocazia Zilei Astronomiei, la Observatorul Astronomic Victor Anestin din Bacău, între orele 8 și 16, pentru a vizita expozițiile noastre, pentru a discuta despre planete, stele și galaxii, pentru a urmări un spectacol de planetarul și pentru observații solare. Iar seara, între orele 21 și 23, se vor face observații astronomice, în acest interval orar fiind vizibile Luna, planetele Venus și Jupiter. Iată, deci, la Observatorul Astronomic Victor Anestin din Bacău, sunt porțile deschise în această zi și în această seară până noaptea târziu. Mai departe avem o informație din comuna Codnari, județul Iași, Astroclubul Pegas, în centrul comunei, între orele 20 și 22, se vor organiza observații prin telescop, aflarea stelei polare, cum se folosește un telescop și harta cerului, vizita sediului astroclubului și, bineînțeles, împrumut de carte. Iată, acest astroclub în această comună Codnari este activ și vine în sprijinul publicului, inclusiv invitația de a vizita sediul astroclubului, probabil că se află în zonă, și pentru a consulta biblioteca și chiar a împrumuta o carte. Este un prilej deosebit să vorbim despre astronomie astfel oamenilor și să încurajăm să continue cu implicarea în ceea ce privește abordarea astronomiei. Bineînțeles, de punct de vedere, să zicem, educațional, cultural, este foarte important pentru publicul larg. La Constanța nu avem imagine, dar iată, avem informația că Astronomy Experience, în colaborare cu Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța,
Ștefan Costache ne-a trimis informația, organizează o seară de observații astronomice dedicate Zilei Mondiale a Astronomiei. Întâlnirea va avea loc la Observatorul Astronomiei Constanța, dar pe 22 aprilie, deci nu în această seară, în intervalul oral 20-22, deci mâine, duminică. În cadrul evenimentului se vor putea observa munții și cratere pe lună, planeta Venus, roiuri de stele, stele duble și așa mai departe. Din nou, intrarea este gratuită. La Alba Iulia, Ștefan Popcoț ne-a trimis o informație, tot duminică, începând cu ora 20, Ștefan Popcoț împreună cu Lucian Stoica, Lucian Nicolae, Dan Martir, Martin Maghiar și cu sprijinul primăriei, care vor stinge becurile în zonă, deci primăria va stinge becurile în zonă foarte bine. Deci, ce amintiți, organizează un eveniment de observații astronomice în cetate lângă obelisc. Vor fi 4 telescoape, Newtonian Dobson de 365, 2 Newtoniane Dobson de 203 și o lunetă Skywatcher de 90 de milimetri. De asemenea, în perioada aceasta mai există o expoziție de astrofotografie în Frams, un local din cetate, unde de asemenea este accesul liber și se poate vizita această expoziție. La Pitești există o inițiativă a unui grup local, unui astroclubul de juniori. Vedeți aici afișul, activitățile care se vor desfășura. Noi, pentru aceste activități, am trimis și un telescop, un dobsonian, Dani Mladin, un membru al Societății Astronomice Române de Meteori. Daniela Mladin a avut această inițiativă de a merge chiar din timpul zilei cu copiii la acest eveniment ca să faciliteze accesul printr-un telescop la soare, lună și alte obiecte de seară. Deci există această activitate, vedeți pe ecran programul și orele de desfășurare și locul de desfășurare. Sunteți așteptați deși la Pitești, în special acest club se ocupă cu educația copiilor, educația prin astronomia copiilor, dar bineînțeles că au acces și oamenii mari și în special cei care de obicei sâmbăta fac astfel de ieșiri prin oraș cu copiii sunt invitați să meargă la astfel de activitate organizată, iată, și la Pitești. La Bumbești, Jiu, astroclubul Sarm Gorj, Marcel Jinca, în colaborare cu colegiul Mihai Viteazul din Bumbești, Jiu, a avut o prezentare pe 19 aprilie în anfiteatru plin de elevi curioși. S-a planificat o oră de activitate, activitatea a durat 2 ore și jumătate aproape, întrebări, discuții și așa mai departe. Seara după ora 20:30 și observația asupra celui în fața casei de cultură Gheorghe Tătărescu, luna Venus și o mulțime de roiuri de stele și alte obiecte au impresionat pe cei care au avut curiozitatea să privească prin telescop. Astăzi, sâmbătă, între orele 20 și 22:30, în zona stadionului Bumbești, observația astronomice pentru public ne-a informat Marcel Jinca, astroclubul Sarm Gorj. Și mai avem, iată, vedeți și afișul aici, Miercurea Ciuc, inimoșii de la Ucenicul Astronom, Asociația Ucenicul Astronom, vor organiza la Colegiul Național Octavian Goga, începând cu ora 20, această sesiune de observații astronomice prin telescop. Cosmin Micloș ne-a trimis informația, există mult entuziasm aici la Miercurea Ciuc și sunt sigur că se vor întinde până târziu în noapte, ținând cont că vremea se anunță frumoasă, fantastică în toată țara. Noi vă așteptăm și la Târgoviște acest eveniment, începând cu ora 17, pe platoul din piața Tricolorului, platoul din fața prefecturii. Sperăm ca la 17 să începem să mutăm telescoapele și ne vom întinde până târziu noapte, până aproape de miezul nopții, atât timp cât va fi nevoie, cât va fi publicul prezent, noi vom fi acolo cu o echipă de voluntari ai Societății Astronomice Române de Meteori. Iată și Cristian Dănescu, vicepreședintele tehnic al SARM-ului, a venit de la Ploiești să ne ajute pentru a pune la punct instrumentele și a le monta. Voluntarii noștri învață să le folosească. De asemenea, vom avea oaspeți și de la București, Ioana Stelea și alții, sperăm, care vor veni special la Târgoviște să putem desfășura această activitate cât mai bine, cu putință. Deci publicul este așteptat în această după-amiază, în această seară să iasă să privească cerul de Ziua Internațională a Astronomiei, am spus Târgoviște și alte localități din țară. Deci ieșiți afară din case, noi suntem acolo pentru dumneavoastră și vă așteptăm pentru a vă arăta cerul. Și acum aș vrea să vă prezint o avanpremieră a un eveniment
spunem, remarcabil ca amploare și impact la public, ediția a treia a Festivalului de Astronomie și Explorare Spațială Astrofest 2018, Cătălin Beldea, Știință și Tehnică, iată, ne-a trimis aceste informații cu organizarea Astrofestului. Aveți imagini de la evenimentele, de la edițiile trecute. O să vă citesc programul pe care ni l-a comunicat Cătălin, pe care îl găsiți și pe site-ul Știință și Tehnică. În 19 mai, deci la Biblioteca Națională, începând cu orele 16, întâlnire exclusivă cu cosmonautul Dumitru Prunariu, marcarea celor 37 de ani de la misiunea spațială a singurului cosmonaut român din acest moment. Publicul va avea ocazia să-i pună întrebări, să ia autografe, să discute cu Dorin Prunariu, va fi prezent și profesorul Alexandru Mironov, senior editor la Știință și Tehnică, cel mai cunoscut scriitor și realizator de misiuni Radio TV de popularizarea științelor din România. Seria de observații astronomice se desfășoară pe durata întregului eveniment. Publicul are la dispoziție peste 20 de telescoape profesionale, dintre care două de-a dreptul uriașe, puse la dispoziție de Știință și Tehnică, Astroclubul București, Clubul de Astronomie Astromania. Echipa de astronomi oferă în permanență suport și asistență, dar și informații interesante și culte prelegeri despre corpurile cerești. Iată, vor exista și standuri și ateliere. Vedeți aici atelierul organizat de Societatea Astronomică Română de Meteori. Anul trecut vom avea și anul acest un atelier, Stele și Constelații, Cerul de Noapte, cum putem să privim cerul, cum să utilizăm planisfera, harta cerului și așa mai departe, cum să facem și o astrofotografie de peisaj reușită. Cei interesați pot veni să primească aceste informații la standurile și atelierele de lucru. Programul va continua, va fi astfel, între orele 16 și 19, soarele și petele solare. Dacă vom avea văpată pe soare, iată, astăzi, de ziua astronomiei, soarele este perfect curat, nu avem absolut nimic de ceva timp, nu există nimic pe soare. Între orele 20 și 22, planeta Venus în crepuscul, între orele 19 și 22, luna și cratele selenare, detaliile de pe suprafața lunii, care se văd foarte bine, luna fiind cel mai spectaculos corp ceresc privit prin telescop, planetele Jupiter, sateliții Galilei, roiul globular M13, stele duble, roiul deschise. Bineînțeles, dacă condițiile sunt meteorologice vor permite, 100% depindem de starea cerului. Sperăm să nu plouă și să fie senin. Va fi o expoziție de telescoape împreună cu Asociația Astronomică Urania. Oferă oportunitatea să vedeți demonstrații de comandă wireless de pe tabletă sau telefonul unui telescop MID-LX850, complet automatizat și pregătit de astrofotografie cu cameră CCD performantă, în această expoziție de telescoape, unde puteți să vă găsiți telescopul mult visat, să priviți prin el, să vedeți cum funcționează. Bineînțeles că vorbim și de telescoape acestea performante, complet automatizate și foarte pretențioase, să spunem, din punct de vedere al calității. Curs de astrofotografie, Cătălin Beldea, editorul de astronomie al Știință și Tehnică, susține un atelier de astrofotografie unde chiar și participanții prin aparatura pusă la dispoziție acolo, pot face astrofotografii la lună, între orele 20 și 21. Zona 3D, colecție de astrofotografii 3D cu imagini spectaculoase al planetelor din sistemul solar, diverse galaxii nebuloase, prezentări interactive de astronomie, Asociația Astronomică Urania, pe un ecran 4K gigant cu tablete și software speciale dedicate, iată aceste prezentări interactive, cu detalii despre cursul de astronomie și laboratorul interactiv de astronomie și astrofizică. Astroclub București va oferi detalii despre înscrierea și despre activitățile de observații astronomice. Zona Terra, două instituții române de știință vor prezenta planeta Terra. Institutul de Fizică a Pământului vorbește despre interiorul Terrei, iar Institutul de Studii Spațiale despre exteriorul Pământului. Zona Soare, cu specialiștii de la două instituții românești de știință care se ocupă cu studiul luminii și laserilor. Laserul de la Măgurele, va fi o expunere, cel mai important proiect științific în ultimii ani. Și, bineînțeles, cum se formează aurorele boreale, iată explicații. Zona Zbor Spațial, specialiști de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Spațială, Elie Carafoli, vor expune ultimele proiecte românești în industria aerospațială. Sigur, vor fi foarte interesante. Alteriere și workshop-uri, spuneam, Astroclub București, Clubul Astromania, se vor putea privi, de exemplu, prin microscop, detalii din meteoriți, experimente interactive de fizică și astronomie, spuneam atelierul SARM, Cerul Nopții, Stele și Constelații,
am prezentat mai devreme. De asemenea, tehnologia 3D printing, deci imprimante 3D, vor fi disponibile pentru demonstrații live, spectacol pentru copii, aventurierii spațiului și călătorie spre planete, prietenul nostru Soarele, Science Talk pe tema festivalului, echipa știință scenică condusă de profesorul Alexandru Minor va interacționa cu publicul dezbătând principalele teme de actualitate din domeniul explorării spațiale și a tehnologiei spațiale. Bineînțeles, sunt multe, multe lucruri, asteroiduri foarte, despre asteroizi și alte lucruri, bineînțeles, toate le veți vedea la Astrofest 2018-19 mai, rețineți de acolo și notați-vă în agenda, după amiază la ora 16 la Biblioteca Națională, în fața la Biblioteca Națională din București, ne întâlnim acolo. Mai avem puține minute, așa că vreau să vă prezint două lucruri mai interesante care s-au întâmplat recent. Este vorba de un asteroid foarte mare care a trecut pe lângă Pământ. De obicei se întâmplă ca prin apropierea Pământului, să zicem, de o distanță mai mică decât distanța dintre Pământ și Lună, să mai treacă asteroizi de 2 metri, 3 metri, 4 metri. Iată, de această dată am avut un caz special pe 15 aprilie la 0,5 distanțe lunare, de jumătatea distanței dintre Pământ și Lună, la 192.200 de kilometri, un asteroid numit 2018 GE3, a fost descoperit de Catalina Sky Survey, apropiindu-se de Pământ pe 14 aprilie și câteva ore mai târziu, astronomul Michael Jagger din Austria a înregistrat o imagine video. Avem aici un GIF animat, vedeți cum se mișcă acest asteroid, această stâncă. Ce este foarte interesant, asteroidul a fost descoperit doar cu o zi înainte de trecerea prin apropierea Pământului, ați văzut, la o distanță relativ mică, chiar foarte mică, 0,5 distanțe lunare, îl vedeți aici cu o stare de magnitudine 13 și bazându-se pe măsurarea reflexiei luminii solare, s-a stabilit că acest asteroid are între 48 și 110 metri, deci este un corp, putem să spunem, foarte mare. Una este când trece unul de 2, 3 metri, 4 metri, 5 metri, 10 metri, să zicem, cum s-a întâmplat, să zicem, cu cei care recent ne-au vizitat, chiar și la cele Abinsk, ați văzut, a fost mult mai mic, între 48 și 110 metri. Deci vă dați seama, se spune că cel care a generat acel eveniment foarte, foarte mare al istoriei omenirii, este vorba de la fenomenul de la Tunguska, ar fi avut 60 de metri. Ei, gândiți-vă că acesta se estima că a ajuns la 110 metri, deci aproape dublu. Deci vă dați seama, cel de la Chelyabinsk, unde ați văzut efectele lui trecerii prin atmosferă și explozia aceea și oamenii răniți atunci în februarie 2013, care a explodat deasupra Rusiei, a avut aproximativ 20 de metri. Deci gândiți-vă acesta până la 110 metri. Și foarte important, s-a descoperit doar cu o zi înainte de apropierea de Pământ. Deci ați văzut imaginea aceea cu GIF animat și dacă se mai poate încă o dată acea imagine cu orbita, cu orbita asteroidului, iată, vedeți aici orbita lui în sistemul solar, vedeți cum a trecut foarte, foarte aproape de Pământ, putem să spunem ne-a ratat la mustață 2018 GE3. Da, se mai întâmplă și astfel de lucruri și o imagine spectaculoasă cu o explozie solară remarcabilă pe 9 aprilie 2018. Vedeți această eliberare unui filament gigantic de plasmă, da? Încă o dată o să vedem, uitați-vă aici ce explozie puternică și ce cantitate uriașă, da? Explozie solară intensă, cu eliberarea acestui filament gigantic, pe spuneam 9 aprilie 2019, se remarcă aici revenirea spectaculoasă pe suprafața solului a materiei ejectate, o veritabilă ploaie de plasmă. Iată, mai rar se întâmplă explozii de genul ăsta, se mai întâmplă, dar nu așa, o cantitate de mare care să revină pe soare, să fie atrasă din nou, iată, spre soare, să cadă pe suprafața soarelui, o imagine remarcabilă cu această explozie deosebită. Și încheiem cu liridele. Astăzi, în seara aceasta, noaptea aceasta și mâine seară, mâine noapte, avem maxim curentul în meteor liride. Puteți să ieșiți să-l observați. Luna va apune în această seară, după ce se ridică suficient pe cer radiantul. Se pare că maximul de activitate
ca și percepția noastră va fi undeva spre dimineață și mâine seară și mâine noapte puteți să observați acest curent de meteor în afara luminii orașilor. După ora 22-30 se ridică suficient radiantul. Este un curent de meteor generat de cometa Teacher. Se așteaptă între 10 și 20 de meteori pe oră. Probabil cu ochiul liber, în condițiile date, vom vedea până 10 meteori pe oră. Poate chiar mai puțin. A fost o explozie aproape de 100 de meteori pe oră în 1982. Nu știm când va mai reveni. Probabil prin 2040 este calculată o nouă explozie, dar puteți să ieșiți să-l vedeți pentru că este un curent de meteori major. Chiar și 10 meteori pe oră, chiar 5, 6, 7 meteori pe oră înseamnă destul de mult. Deci de curentul meteor Liride în noaptea asta și mâine noapte. Noi încheiem aici emisiunea noastră. Se difuzează în reluare luni de la ora 23. Și pentru că ne aflăm în Luna Mondială Astronomiei, vă las să urmăriți un remarcabil montaj fotografic cu aurora boreală. Aurora boreală realizată, imagini realizate de Alex Conu din Norvegia, de la Lofoten în special. Și toate acestea pe muzica lui Dan Ștesco. Sunt Valentin Grigore, în numele Societății Astronomice Române de Meteor. Mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mulțumesc colegului meu, care alături de mine sâmbătă de sâmbătă este aici, Alfred Georgescu, pentru a fi în casă dumneavoastră cu astronomia și cu cerul. Nu uitați să priviți cerul oriunde vă veți afla. La revedere!